Îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample, care înseamnă, de fapt, o reașezare a statului. Nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu e cazul. Nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Cred însă că măsuri dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Într-un discurs contestat de opoziție, inclusiv printr-un protest cu pancarte, premierul Marcel Ciolacu a prezentat noile taxe și impozite, dar și măsurile prin care vrea să reducă din cheltuielile publice. Asumarea răspunderii în Parlament a venit la finalul unei zile agitate pentru guvern, care a trebuit să analizeze o lungă listă de amendamente depuse atât de PSD și PNL, cât și de partidele din opoziție. Una dintre propuneri cu origine neclară ar fi eliminat obligativitatea pilonului 2 de pensii. Acest lucru s-a mai discutat pe la colțuri, nimic asumat. Tocmai de asta astăzi am fost vigilenți, pentru că ne așteptam cu asemenea surpriză. Nu știu dacă domnul Ciolacu știa, dar nici nu cred că era străin de acest subiect. Dar șeful guvernului a negat că a discutat despre o astfel de variantă. Niciodată. În coaliție. Niciodată. Eu sau domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit de vreun amendament la pilonul 2 de pensii. Nu. Nici nu vreau să-i luăm în calcul acest subiect. Dar s-a discutat în coaliție vreodată? Domnul ministru de finanțe susține că s-a discutat. Dacă o fi discutat dumnealui, eu nu mi-aduc aminte să fi discutat, iar acest subiect pentru Partidul Național Liberal a fost închis. A fost acea discuție acum o lună. Dar discuțiile în urmă cu o lună le-ați văzut că s-au materializat cumva? Amendamentele coaliției au vizat creșterea impozitului suplimentar la bănci de la 1 la 2%, un impozit pe cifra de afaceri de 0,5% pentru companiile din petrol și gaze și creșterea redevențelor pentru transportul gazelor naturale de la 0,4% la 10%. UDMR a obținut eliminarea plafonului de 2,5% din veniturile autorităților locale pentru cheltuieli legate de cultură. Surse politice spun că UDMR a mai obținut pentru consiliile județene libertatea de a renunța la comasarea instituțiilor de cultură locale. Dacă în forma finală ceea ce am discutat astăzi cu premierul și cu domnul președinte Ciucă se regăsesc, atunci o moțiune de cenzură astăzi nu va fi semnată de noi. La rândul lor, parlamentarii AUR au cerut eliminarea plafoanelor de numerar, dar și o altă metodă de calcul pentru impozitarea companiilor mari care nu declară profit în România. Sunt în discuție și mari retaileri food care declară nu doar că nu au profit în România, pe care îl externalizează prin ceea ce Marcel Ciolacu numește portiță lăsată spre o optimizare fiscală deșanțată. USR, în schimb, a decis să nu depună amendamente, dar va ataca la Curtea Constituțională proiectul de lege. Vom depune sesizarea la Curtea Constituțională cu motive ale experților din USR, din Forța Dreptei, cu toate argumentele de neconstituționalitate, dar le vom adăuga chiar și pe cele ale Ministerului Justiției. Forța Dreptei este împotriva oricărei creșteri de taxe, impozite și contribuții. Din acest moment, opoziția are 3 zile la dispoziție să depună moțiune de cenzură, dar calculele arată șanse mici pentru un astfel de demers. În lipsa moțiunii, proiectul se consideră adoptat de Parlament. Intră însă în vigoare numai după ce este promulgat de președinte.